Îmi place mult în fața casei la bunica, să stau pe un scaun mare, cât un tron, și la picioare flori să se înșire, iar eu, cu gândul tot departe, să mă bucur iar de lume peste poate și iar, căci gândul meu nu iartă. De lume să încep să mă înfior. Mă imaginez trăind de lume izolată, citind într-una plecată să mă vinde ca Virginia Woolf de bol de nervi, dar ca și ea, tot mai întunecată, presimt că nu rezist prea mult fără de lume, căci o iubesc precum mâncarea pe care o înșfacă un flământ și curge pe la gură și mai îndeas un pic din ea în buzunare. Așa și eu mă ling pe degete imaginare când îmi e dat să ascult un om ce arzând îmi povestește lucruri la întâmplare, deși la toate s-a gândit adânc și le-a întors pe parte și pe alta și la un rost și zice: nu te mai plictisesc de teamă că mă sperii, iar eu nu zic chiar nimic ca să nu fugă, când el spera ca eu să știu ce cale se apucă când mergi de ani de zile și simți că n-ai ajuns. E timpul să trecem la faptă, grăiesc scrisul și vorbitul nu mai ajută, e timpul să iubim cu adevărat noi, iubitorii de singurătate absolută. Și ne ia entuziasmul deodată, lumea e mai gustoasă ca oricând, ajutăm un bătrân să treacă strada și 10 cărți scriem apoi despre acel bătrân și totuși sper ca nervii mei să țină, căci oricât mă îngrozește lumea o doresc și vreau să am curajul până la capăt pe cei care sunt în război cu ei să-i cinstesc. Și vreau precum un zeu să pot salva măcar un om ce crede în poezie, măcar un om ce crede că în pustie depui o floare, se poate înălța.